zine tu unde stă mar, și-o zine tu ne-o prescă mar. Cărărușa mi-o stricat, cărărușa mi-o
Thank you.
Chora, mas sorelinha, chora, mas sorelinha.
Oh.
Vai lá, vai lá, tá tudo.
Scădem predica mea. Aveți emoții? Sunt? Da, sunt. Te întreb pe tine, Mire Petru, dacă din dragoste curată și nesimt de nimeni, cu ei în căsătorie pe aleasă inimii tale, Ancuța. Da. Cum? Da. La microfon. Dacă am vrut să dea și microfon. Da. Te întreb pe tine, Mireasa Ancuța, dacă din dragoste curată și nesilită de nimeni, le în căsătorie pe ales și inimii tale, Petru. Da. Asta așa. Nu mânca pasă. Nici o gură de horică mi-a zis. E bine, dacă i-a zis și la primar, da, mi-a zis și nouă, da. Și vă crede. Bine, merge, domnul. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință pe evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea Sfinții părinții noștri Iustin și Timotei, pentru cinstita preoțime și a Hristos diaconii mei, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru lobii lui Dumnezeu, pentru cea încuța care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, pentru ca să li se dea lor fii strămoșinirea neamului și toate cerurile cele către mântuire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutore, pentru ca să fie binecuvântații în deplină înțelegere și în credință tare, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie păziție în viață și purtare fără prihană, ca Domnul Dumnezeul nostru să ne dorească lor nuntă cinstită și viață din tinată, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia,
Apă mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, a slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-te pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne! Îți iese cu mine toată slava, cinstea și înfinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne! Lui să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le adun într-unire și ai pus dragoste legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe moșteni făgăduinței tale însuți, binecuvintează pe robii tăi aceștia, Petre și Anguța, povățuindu-i pe ei spre toată facerea de bine. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu este slav, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. De Doamne! Că ține-se cu bine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Se logodește, rog Dumnezeu, Petru, cu roaba Dumnezeu, Anguța, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește, rog Dumnezeu, Petru, cu roaba Dumnezeu, Anguța, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește, rog Dumnezeu, Petru, cu roaba Dumnezeu, Anguța, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căci prin cuvântul Tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Ței să se binecuvânteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți dar și acum să fie binecuvântează această punere a inerilor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înainte în toate cele vieții lor. Că Tu ești cel ce binecuvântezi și sfințești toate, că Te sunt și Ție slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă-te, Dumnezeu, nostru, slavă-ți-e. Fericit orice ce gătem de Domnul.
numele Lui. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Rodul muncii mâinilor tale de lucrat, fericit de bine va fi. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Femeia ta ca o vie roditoare la toate casei tale, fii tăi ca niște brăstari tine de măslin împrejurul mesei tale. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Iată așa s-a binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zile vieții tale. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Și vei vedea pe fiilor tăi pace pe te Israel. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelui Dumnezeu Biserici, pentru Sfânta Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică Dumnezeu intră, se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea sfinții episcopii noștri, Stin și Timotei, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru robile Dumnezeu, Petru și Ancuța, care acum sunt întotdeauna cu altul prin taina nunții, și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și cea din Cana Galilei, pentru ca să le dea lor bună înțelegere, viață sfântată și lor pânză și lor folos. Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să veselească-i la vederea fiilor și a fiicelor lor, pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci bun și purtare fără de prihană în viață, pentru ca să le împlinească lor și noi toate cele către mântuire, pentru ca să fie zbăviție și noi de tot necazul, când ea primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită asemenea noastră, Dumnezeu născătoare, și prea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă! Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinare Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! De oameni, ai crezut pasă, strămoșurea Doamne femeie și ai binecuvântat pe ei și ai zis, creșteți și pămânziți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și eu și-ai binecuvântat pe rugul tău Abraham și ai deschis sfânte cele sare și l-ai făcut tata în întorneazul. Cel ce-ai dărit pe Isaac pe veche și ai binecuvântat nașterea ei, care a însoțit pe Iacov, cu Rahela și din ei a arătat 12 patriarhi. Cel ce-ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dărit lor cu 11 pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunc pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei, după trupa ai crescut pe pururea Fecioara și din ea te-ai întrupat și te-ai născut cu mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și multă bunătate ai venit în Cana Galilei și nuntă care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însuțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însuțire. Însuți Stăpâne prea Sfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici, printre față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi, Petru și Ancuța, viață pașnică, o lungime de zile, înțelepciune, dragoste unuia către altul într-o legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu luna cea neveșterită a măririi. Învrednicește-a aș vedea pe fiii fiilor lor.
păzește viața lor fără mântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din cășurul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de udelește toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cerurile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurător de oameni și iubitor este slavă să împreună celui care de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Domn, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Sfinte. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții cele tainice și preacurate și legiuitorul nunții cele trupești, Păzitorul nestricăciunic, iubirnisitorul cel bun al celor ce le trebuință vieții. Însuși, Stăpâne, cel ce de început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor dintre însuși. Și rândul de coastă lui ai zidit femeie pe care văzându-o Adam, a zis, iată acum os din oasele mele trup, din trupul meu. Aceasta se va numi femeie că din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul său pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Petru și Ancuta. Și dă roabe tale acestea să se plece în toate bărbatului Său și robului Tău acestea să fie ca femei, ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram, pe Sara, pe Isaac, pe Rebeca, pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Sefora, pe Ochim și pe Ana. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe aceștia, pe mine și pe mireasă, Doamne, Dumnezeul, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe Doamne, Dumnezeul, precum ai păzit pe Iona în pântecele Chitului. Precum ai păzit pe cei trei tineri, trimițându-le lor rouă din cer, ca să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem, de Elie. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte Sfinții tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cununi din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de părinților care i-au născut și i-au crescut. Pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile casei copilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru și de robii Tăi, nașilor și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru și de robul Tău, Petru, și de roaba Ta, Anca, și binecuvintează pe ei. Dă-le lor roade pântecilor prunci buni și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe ei ca pe cetul Libanului ca o vie odrăzită. Dă-le lor roadele pământului ca toate în desfularea vânt să sporească spre toată fapta bună și bineplăcută ție și să vadă pe fiii fiilor lor ca pe niște mlădițe tineri de măslin împrejurul mesei lor. Și bineplăcând înaintea Ta să strălucească precum luminătorii pe cer, întru Tine, Domnul nostru, căreia se cuvine slava, puterea cinstă și închinare împreună și Părintele Tău cel fără de început, prea Sfântului și Muș de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu de cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei Tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul Tău locaș și unește pe robul Tău, Petru, cu roaba Ta, Ancuța, pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește-i pe ei într-un gând, într-unează-i într-un gând, dăruiește-i o roadă pântecelui, dobândire de pruncii. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru cu roaba Dumnezeu Ancuța, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunune robul Dumnezeu Petru cu roaba Dumnezeu Ancuța, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunune robul Dumnezeu Petru cu roaba Dumnezeu Ancuța, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu, Petru, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunoaște numele Dumnezeu, am cum să cunoaște Dumnezeu, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Bărbatul este ca femei, de cum de Hristos este ca bisericii. Trupul său al cărui mântuitor și este, căpe cum biserica se supune lui Hristos, așa și de bine bărbatelor cu toate. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum a și Hristos a iubit biserica, și s-a dat pe tine pe ea ca să o sfințească, curățind-o cu baia ape prin cuvânt și ca să o înfățișeze sien biserică slăvită, neavând pată sau dimensiune ori altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însul trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, că nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare rănește și-l încălzește, precum cele tot biserica. Pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui, din oasele lui, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică, astfel și voi fiecare așa să-și iubească femeia ca pe tine însuși, iar femeia să cinstească pe bărbat. Face ție cinstite, cititorule, Domnul tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelegi drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. În Duhului tău. Cea de la Ioan cetire. Doamne ție, Doamne, mărire ță. Aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, cine privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră puse pentru curățirea ideilor
și care luau câte două sau trei vedre, Iisus le-a poruncit umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus, apoi le-a zis, scoateți și aduceți Domnului, și ei i-au adus. Și când unul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, strigat unul pe mire și a spus, orice om pune întâi vinul cel bun, și când a avut bine, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și a arătat slava sa, și au crezut într-însul ucenicii săi. Însuși și acum pe robii tăi aceștia, Petru și Ancuța, pe care ai binevoit, ai însoțit unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere. Arată munta lor cinstită, privește patul lor neîntinat. Binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihane și învrednicește să ajungă bătrâneți fericite, cu inimă curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și ție slavă, să nu împreună și lui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu Cel Ceresc, Tată, și a zice, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Dar este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea. Și acest pahar de obște pe care le-a dat ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu duhovnicească Ta binecuvântare. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului, îl voi chema.
Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Petru și Anca, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții, binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu lunile lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți, în vecii vecilor. Amin. Cantul tot sfântă și de ființă și începătoare de viață, Dumnezeire și Împărăție, să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile celor pământești și să vă vrednicească și de desfătările bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciune preasfinte, răsfătoare de Dumnezeu. Și alege tuturor sfinților. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Doamne, Tatălui și Sfântului Duh, și acum și pururea vieții vecilor, amin! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nunta cinstită, Hristos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curată, Maicii sale, ale Sfinților slăviți și întru tot lăudați apostoli ale Sfinților de Dumnezeu cununați și întocmai cu apostoli împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare, Mucenii Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.
minunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cinstiți și frumoși miri, cinstiți și deosebiți invitați, nași, părinți, preacucenice părinte paroh, iată, astăzi este cea mai însemnată zi a vieții voastre, care v-ați despărțit de casa voastră părintească și unul și celălalt și v-ați unit după voia lui Dumnezeu întemeind o nouă familie. Familie care este deplină astăzi prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Lucrul acesta să-l țineți minte, să nu-l uitați. Porniți în viață din Sfânta Biserică, din fața Sfântului Altar. Este prezent Dumnezeu și Sfinții Săi și ați primit binecuvântare cu toată bucuria. Și a noastră, celor prezenți și celor care am oficiat și celor care vă stau martori lângă voi și v-au urmărit și v-au văzut că a spus mâinile pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce și a jurat în fața lui Dumnezeu, de acum încolo să fiți o familie. Și ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Omul poate fi și unul dintre voi, și unul dintre cei apropiați, și unul dintre cei mai îndepărtați. Așadar, luați aminte la ziua aceasta frumoasă și peste timp priviți către ziua aceasta și aduceți-vă aminte de unde ați plecat. Să nu uitați, întotdeauna veți găsi în biserică sprijin și temelia căsniciei voastre. Să nu uitați de Dumnezeu în casa voastră, să vă faceți o rânduială de viață cu și în frica lui Dumnezeu. Să nu uitați să vă faceți un program de viață, pentru că vin și încercările vieții într-o familie care primește binecuvântarea lui Dumnezeu și pornește în viață după toată rânduiala, vin și ispite, și necazuri, și încercări. Să nu uitați niciodată că în Dumnezeu și în taina Sfintei Cununii, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, taina aceasta mare este în Hristos și în biserică. Să vă aduceți aminte de ziua aceasta frumoasă, binecuvântată, și atunci când unul dintre voi va suferi sau va avea un necaz sau o problemă, să o discutați împreună prima dată și apoi să discutați cu ceilalți, pentru că de acum sunteți un singur trup, un singur trup de familie. Prima dată luați voi deciziile pentru voi și apoi să țineți cont de deciziile celorlalți, de sfaturile celorlalți. Să porniți în viață, vă urez o viață frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, să vă dea Dumnezeu tot binele, toată bucuria, toată înțelepciunea de a trece peste frate și mângâiați-vă unul pe celălalt. Când vei vedea că e nervoasă și trântește fratul, să ai grijă să îi spui un cuvânt de îmbărbătare, să o mânghii și așa mai departe. Iar, mireasă, tu când îi vedea că vine acasă că-s venit, iarăși să îl alinți și așa cum face o bună soție, să fiți împreună întotdeauna, să vă dea Dumnezeu tot binele, așa cum am spus, să vă dea Dumnezeu să fiți și să rămâneți frumoși și fericiți până la adânci bătrânețe, ca în poveste, să se bucure și familia voastră, și părinții, și nașii de voi, să fie cu toții bucuroși și fericiți. Dumnezeu să vă ajute la mulți și fericiți ani. Mulți ani! Mulți ani trăiască! Fericire la mulți ani,
pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Thank you.
heart put you in the dark. I was cold and lonely doubt. It can close you in, build the walls within. I let fear control me. So it be right in front of you, right in front of me. We were looking for somehow, somewhere we couldn't see. But that the love was always there, it's been around us everywhere. I had to fight to finally see that you were right in front of me. I get wings to fly, oh.